Bună seara tuturor celor care sunteți prezenți la târgul de Crăciun organizat de Primăria Cluj-Napoca. Numele meu este Mihai Coste și, cu permisiunea dumneavoastră, am să vă adresez câteva cuvinte preț de aproximativ 5 minute în care corul nostru va face o scurtă pauză. Întrucât noi reprezentăm Asociația Oastea Domnului din cadrul Bisericii Ortodoxe Române, îngăduiți-mi să încep zicând de numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Doamnelor și domnilor, darul nostru pentru dumneavoastră în seara aceasta sunt colindele pe care le-ați ascultat și cele care urmează să le ascultați. Dar mai avem un dar pentru dumneavoastră, un pliant pe care îl rog pe colegii mei, care sunt printre dumneavoastră, să vi-l ofere și vă mulțumim că l-veți accepta din partea noastră. Este un pliant prin care dorim să vă urăm sărbători fericite, un an nou plin de împliniri, dar prin intermediul căruia totodată dorim să vă aducem în atenție trei lucruri. Un verset din Sfânta Scriptură, câteva citate ale Sfinților Părinți ai Bisericii noastre Ortodoxe și trei principii ușor de reținut despre sărbătoarea Crăciunului. Versetul din Sfânta Scriptură am să vi-l citesc acum. Evanghelia Sfântului Evanghelist Luca, capitolul 2, versetul 11, la veți pe pliantul care îl veți primi cadou, spune așa: Vi s-a născut azi Mântuitor, care este Hristos Domnul, în cetatea lui David. Cele trei principii pe care v-aș provoca și vă provocăm să le reținem sunt foarte simple și se spun și le-aș spune așa, vi le-aș împărtăși în felul următor. Mai întâi, astăzi este provocarea sărbătorii care se apropie. Apoi, Iisus Hristos este personalitatea sărbătorii. Și în al treilea rând, mântuirea este mesajul sau scopul sărbătorii spre care ne îndreptăm împreună. Am să le iau pe rând foarte scurt. Astăzi este provocarea sărbătorii Crăciunului. Crăciunul nu se trăiește mâine. Crăciunul nu se trăiește anul viitor. Crăciunul nu se trăiește când voi avea timp. Și versetul din Sfânta Scriptură pe care vi l-am citit spune: astăzi trebuie să trăiești bucuria, mesajul sărbătorii Crăciunului. Să ne ajute Dumnezeu la aceasta. În al doilea rând, Iisus Hristos este personalitatea sărbătorii. Noi vorbim mult despre Moș Crăciun, dar nu El este personalitatea sărbătorii. Așteptăm să vină acasă cel drag, plecat undeva în Spania sau în Italia, la muncă. Și ne vom bucura alături de El, de ea, de familia noastră de Crăciun. Dar nu aceștia sunt personalitatea sărbătorii, ci Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. El să ne ajute să reținem și lucrul acesta. Și în al treilea rând, și mă apropii de încheiere, mântuirea este mesajul sau scopul sărbătorii Crăciunului. Dragii noștri, suntem aproximativ la jumătatea postului Crăciunului. Vă îndemnăm să ne facem timp să mergem la biserică. Vă îndemnăm să vă îndreptați spre scaunul spovedaniei și spre împărtășirea din potir cu Sfânta Taina Euharistiei, spunem noi în biserica noastră ortodoxă, adică cu trupul și sângele Mântuitorului. Și așa să ne pregătim ieslea sufletului nostru, metaforic vorbind, ieslea familiei noastre, ieslea patriei noastre, primindu-L pe Hristos între noi, primindu-L pe Hristos în sufletele noastre și dobândind prin El mântuirea. Aș încheia mulțumind Primăriei Cluj-Napoca pentru evenimentul organizat în seara aceasta, ca și în seriile care au trecut și cele care vor urma. Vă mulțumim dumneavoastră tuturor pentru atenție. Vă dorim sărbători binecuvântate și un an nou cât mai plin de împliniri. Iar în continuare, audiție cu folos!